Bună dimineața tuturor și vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. O conferință de presă scurtă, dar în care m-am simțit obligat să fac anumite precizări vis-a-vis de politica la nivel local, la nivel regional și la nivel național. Sunt câteva lucruri dincolo de ce ați văzut în presa națională. Am spus că e un gest și o atitudine care trebuie să fie pozitivă față de presa din Roman, pentru că am colaborat foarte mulți ani împreună și vreau să colaborăm și de aici încolo. Și mi s-a părut corect să am o discuție directă și cu dumneavoastră, dincolo de ceea ce se întâmplă la nivel național și la întâlnirile mele cu presa de la nivel național. Aș vrea să încep să vă spun că oarecum am trecut de faza primară inițială a lucrurilor, de discuții, interviuri și emisiuni cu presa națională, și aș vrea să vă spun că sunteți dumneavoastră presa din zonă pe măsura presei naționale. Adică și de aici se nasc foarte multe idei, foarte multe întrebări interesante, și chiar dacă desfășurați o activitate locală, regională, vă apreciez și acum, intrând mult mai mult în atmosfera presei naționale, nu sunteți cu nimic mai prejos și aveți toată aprecierea și toată stima mea. Plecând de la nivel local, sunt foarte bucuros, sunt foarte mulțumit de încrederea pe care romașcanii ne-au acordat-o, au înțeles foarte bine ce mesajul pe care l-am transmis și mă bucur că acea supărare de suflet, dacă vreți, a unor romașcani, cum că am plecat de aici, de la Roman, de la nivelul administrației publice locale, a trecut și au înțeles foarte bine, și acest lucru l-am constatat prin votul puternic pe care l-au dat, având, iată, în cadrul alegerilor locale parțiale, cel mai bun scor obținut aici la Roman. Este un lucru sigur care ne recomandă și de care suntem mândri și la nivel național, Romanul fiind din nou evidențiat pe primul loc. Sunt convins că Lucian Micu va fi un primar pe măsura votului de încredere al romașcanilor. Vă pot spune că se va merge în continuare în această echipă locală Lucian Micu, Roxana Iorga, viceprimar. Săptămâna viitoare, credem, funcție de cum vor ieși și documentele, va avea loc instalarea primarului, care va intra cu drepturi depline, și voi face tot posibilul să fiu și eu prezent aici. Sigur, dacă evenimentele naționale nu ne dau peste cap programul, dar eu voi încerca să fiu prezent aici, să fiu alături de el, așa cum a fost și el mereu alături de mine, în echipa politică, în echipa PNL-ului și în echipa administrativă la primăria municipiului Roman. Aseară am ajuns foarte târziu, cu toate acestea ne-am văzut, am discutat și mă bucur foarte mult că încrederea și colaborarea noastră au rămas intacte și lucrurile sunt convins că vor merge pe un făgaș bun. Mă zbat cu orice prilej pentru municipiul Roman, pentru Neamț, pentru Moldova, și vom încerca ca lucrurile să meargă în sensul dorit de romașcani. După câștigarea alegerilor la Roman, am avut un congres complex, mare, la București, cel mai mare congres din istoria Partidului Național Liberal. Majoritatea congreselor dinainte au avut circa 2000 de participanți. Acesta a avut 5000 de delegați, din care au fost prezenți aproape 4800, adică și o prezență foarte, foarte bună. Spun un congres complex pentru că au fost în dezbatere 3 moțiuni care au fost prezentate în toate județele. Din aceste 3 moțiuni, 2 au fost promovate la nivel național. Știți că trebuiau să aibă girul a cel puțin 10 organizații județene. 2 dintre ele, al lui Cristi Bușoi și al lui Ludovic Orban, au mers mai departe. Al domnului
cataramă n-a întrunit minimul necesar pentru a intra în congres, așa încât în prima zi a avut loc alegerea președintelui Partidului Național Liberal, iar echipa susținută de mine și din a cărei staff am făcut parte a adus un câștigător pe Ludovic Orban cu peste 78%. De asemenea, un moment istoric, fiind președintele PNL ales cu cel mai mare procent din toate alegerile de la toate congresele Partidului Național Liberal. A doua zi a avut loc Consiliul Național al Partidului Național Liberal, unde au fost convocați 2000 de membri de drept și desemnați, au participat aproape 1800 și s-a ales echipa. Au fost alegeri la prim-vicepreședinți, 4 prim-vicepreședinți, la vicepreședinți, 8 vicepreședinți regionali, 8 vicepreședinți naționali pe domenii. Am candidat pentru un post de vicepreședinte național pe domeniul administrație publică, siguranța cetățeanului, ordine publică, fonduri europene și dezvoltare regională. A fost cea mai acerbă competiție pentru că pentru acest post au fost 5 candidați. Au fost 5 candidați, din care unul foarte puternic, domnul Velea, fost primar 3 mandate la Caransebeș și care ar fi putut să aibă un suflu de patriotism local din partea Ardealului. Am obținut din cei aproape 1500 care și-au exprimat votul, aproape 1000, având de aproape 3 ori mai multe voturi decât principalul meu contracandidat, de către cel care era urmăritorul, ca să spun așa, foarte aproape la inițiala mea apreciere. Este o funcție care mă obligă, este o funcție care mă responsabilizează și probabil deja ați văzut activitatea mea la nivel național, atât în ceea ce înseamnă organizarea congresului, atât în ceea ce înseamnă organizarea Consiliului Național și apoi implicarea în activitatea sugerată și ulterior pusă în practică de către PSD. Acel circ, acel act iresponsabil de a-și lovi propriul guvern. S-au format două găști, una condusă de Grindeanu Ponta, una condusă de Dragnea și Tăricianu. Vreau să vă spun că foarte mulți din parlamentarii Partidului Social Democrat s-au simțit măcar inconfortabil la prezentarea moțiunii și apoi la vot. De altfel, o parte dintre ei nici nu au votat, unii au votat împreună. Moțiunea a trecut cu doar 9 voturi în plus, ceea ce arată o șubrezire puternică a majorității. Adică, practic, dacă votau numai cei din PSD și din ALDE, cum ar fi fost normal, pentru că era problema pe care dânsii au iscat-o și pe care trebuiau să și-o rezolve, fără reprezentanți a minorităților, moțiunea cădea. De altfel, noi ne-am bucurat că această moțiune a trecut, pentru că de o grupare PSD am scăpat. De gruparea condusă de Grindeanu Ponta, care se cantonaseră în Palatul Victoria și care se țineau cu dinții de această funcție în mod nelegitim. Sigur că problema este rezolvată doar 50%. Eu am solicitat public și demisia domnului Dragnea din președinția Camerei Deputaților, pentru că la fel și ei s-au cantonat în Camera Deputaților, încercând tot felul de manipulări și mecanisme
mai mult sau mai puțin corecte, prin care să-și lovească propriul guvern. De altfel, am asistat la un fenomen bizar. Vedeam după trecerea moțiunii bucuria PSD-ului cum a reușit să-și dea jos propriul guvern. Ne aduce aminte din antichitate de împăratul Nero, care și-a dat foc citadelei Romei, bucurându-se în mod isteric, în mod nebunesc, de ceea ce a realizat. Într-un mod similar, păstrând proporția, s-a întâmplat și aici. Așadar, vreau să mulțumesc echipei mele politice, care și aici, la Roman, și la nivel național s-a implicat. Am avut, din cei 40 desemnați în echipa de monitorizare, numărare și validare, 4 din Roman. Așadar, din cei 40, 10% au fost din Roman în echipa organizatoare. Ceea ce înseamnă mult, înseamnă un lucru important. În primul rând, investirea încrederii în oameni care, iată, joacă performant și la nivel național, nu numai la nivel local și regional. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru implicare, pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și pentru faptul că majoritatea dintre ei, deși votul se terminase și au durat ore la numărare și la validare, au rămas acolo pe metereze, n-au plecat până n-au văzut rezultatul final și procesul verbal semnat. 3 victorii importante. Importante pentru mine ca lider politic, importante pentru echipă și eu zic că important și pentru județul Neamț. Important și pentru Moldova. De ce? Pentru că în momentul de față Moldova are în birou politic executiv a Partidului Național Liberal 2 vicepreședinți, un vicepreședinte regional pe regiunea de Nord-Est, pe domnul Ioan Bălan de la Suceava și un vicepreședinte național pe domeniul administrativ în persoana mea. Ceea ce înseamnă mult, zic eu, pentru Roman, pentru Neamț și pentru Moldova. În urma votării moțiunii și căderii guvernului Grindeanu, sigur că au început tot felul de discuții, tot felul de analize și sigur că am proces și la consultarea membrilor noștri. Aseară târziu, când am ajuns de la București, am convocat o ședință a biroului permanent local a Partidului Național Liberal, am avut o discuție cu colegii mei, punând pe masă câteva teme de discuție. Și anume, dacă este oportun, dacă este indicat, dacă este justificat de a exclude negocierea Partidului Național cu Partidul Social Democrat, și răspunsul a fost fără echivoc, da. Dacă vom respinge orice guvern care conține PSD, răspunsul a fost fără echivoc, da. Care este atitudinea vis-a-vis de alegeri anticipate? Și eu vreau să vă spun că din punctul meu de vedere, ca deputat ales, nu am nicio problemă dacă aceste alegeri anticipate se vor declanșa. Sigur că ne dorim o stare de stabilitate, sigur că ne dorim o țară guvernată, dar sigur că ne dorim o țară guvernată bine, nu așa cum a fost până în prezent, guvernată pe apucate, cu foarte puține lucruri bune făcute, cu foarte multe disfuncționalități create, ceea ce a dus, după cum ați văzut, pe lângă criza politică, o criză economică, având principal indicator macroeconomic, creșterea cursului euro. Un curs istoric cel mai mare din ultimii 5 ani. Cu impact asupra mediului economic, dar și cu impact asupra vieții românilor. Mă refer la cei care au credite, la cei care au anumite obligații create și care trebuie să le ducă până la capăt, să le onoreze, iată, în condiții mai defavorabile. S-a discutat dacă este oportun să purtăm o negociere cu celelalte partide parlamentare, cu excepția PSD. Aici punându-se un semn de întrebare asupra UDMR,
asupra PMP, asupra USR și ALDE. Discuțiile generale au fost că în momentul de față nu s-ar impune chiar cu riscul intrării la guvernarea Partidului Social Democrat o negociere cu UDMR-ul. Chiar dacă UDMR-ul și-a negociat propria carte în joc, prinzând o criză acută și în care au încercat să-și rezolve anumite probleme, faptul că au pus pe masă probleme acute, probleme care țin de interesul național, acest lucru ne-a pus pe gânduri. Am considerat cu toții că legea Maghiarimii este o lege care nu trebuie să treacă. Dacă vreți să vă dau doar o relație vis-a-vis de coborârea pragului pentru populația minoritară din unitățile administrative teritoriale din România de la 20 la 10%, asta ar însemna că foarte multe localități, aproape 400, ar trebui să aibă, dincolo de plăcuțele bilingve, utilizarea limbii minorităților în administrație. Adică, funcționarii publici, consilierii, personalul referent, ar trebui să utilizeze, la solicitarea reprezentanților minorității, limba lor. Iar acest lucru sigur că ar pune în dificultate, mai ales că amenzile sunt undeva în jur de 50.000 de lei care se îndreaptă direct către primarul UAT dacă nu-i determină pe ceilalți să folosească această limbă. Mi se pare un lucru paradoxal că în România, unde limba română este limbă oficială, funcționari, lucrători în administrație să înceapă să folosească și să învețe o limbă străină pentru a satisface doleanțele unei minorități care solicită lucruri absurde din punctul nostru de vedere. Aș vrea să vă spun că întotdeauna am considerat minoritățile, și știți și aici în Roman, ca parte integrantă a națiunii române, și au tot respectul și dreptul nostru și recunoașterea noastră. Dar consider că minoritățile trebuie să aibă drepturi egale cu cetățenii, fiind cetățeni români, cu cei majoritari. Dar nu mi se pare corect să aibă drepturi în plus față de majoritate. Și atunci am spus că în momentul de față consider că e greu de negociat cu UDMR, un partid deși ciufulit din aceste discuții și care au răscolit amintirile, momentele istorice, inclusiv prin dorința lor ca ziua de 15 martie să devină ziua Maghiarimii, o zi de tristă amintire în istoria poporului român. De asemenea, cu PMP-ul, mulți au spus că ar putea fi purtate discuții fără președintele Băsescu. Fiind cunoscută forța lui în negocieri, dar în același timp și ulterior nerecunoașterea unora dintre ele. Ceea ce ar duce pe cale de consecință la crearea unei majorități mozaic, dar și asumarea unei instabilități ulterioare. De asemenea, cu ALDE, a fost o idee desprinsă prin care s-ar putea discuta cu ei, dar de asemenea fără Tăricianu, care plecând din PNL a adus ofense grele Partidului Național Liberal. Despre USR, este un partid în momentul de față fără o conducere legitimă, este o formațiune care e departe de a fi un partid, de a respecta niște principii de funcționare a unui partid. Eu chiar am spus-o la postul Realitatea că se află în momentul de față precum la mișcarea browniană. Fiecare vorbește cam ce îi vine în minte și când dorește. Iar în contrapoziție,
pot spune despre Partidul Național Liberal că a ieșit întărit în urma Congresului și în urma moțiunii. Vă aduceți aminte că presa, în special națională, a speculat posibilitatea unor trădări. Era o listă care conținea 6-7 nume aruncate în discuții publice a unor parlamentari PNL care e posibil să trădeze sau să-și negocieze în plan personal susținerea moțiunii. Am avut o întâlnire cu grupurile parlamentare înainte de votul moțiunii și ne-am bucurat că toți și-au manifestat solidaritatea, unitatea în jurul președintelui Ludovic Orban și cred că a fost un prim succes a președintelui Ludovic Orban prin faptul că grupul parlamentar al parlamentarilor PNL și deputați și senatori a fost bloc în Parlament, în plen, prezenți, dar care nu au participat la vot. Am considerat acest lucru că se impune pentru că nu era o luptă a noastră. Era o luptă a PSD contra PSD și așa cum a spus-o și președintele Iohannis, PSD-ul trebuia să-și rezolve problema. PSD și cu ALDE. N-am înțeles participarea minorităților care au anunțat-o această deschidere a lor către PSD în sensul ar rezolva problemele singuri. Ulterior, au participat la vot, este problema domniilor lor. De altfel, noi ne dorim un guvern stabil și un premier care să continue și să susțină și din plan intern politica externă deosebit de valoroasă pe care a pus-o în practică președintele Klaus Iohannis. De altfel, cred că am putut vedea în ultima perioadă un președinte cu o statură impozantă și la propriu și la figurat, prin atitudine, prin discurs, apreciat de presa internațională, de principale lideri internaționali. Am putut vedea cu totul vizita de la Washington, acolo unde a fost apreciată ca o vizită de lucru care s-a transformat într-o vizită de stat impecabilă, apoi vizita de la Berlin, întâlnirea cu Angela Merkel, și ați văzut, președintele a susținut unele puncte foarte clar, foarte coerent, chiar dacă unele din ele nu erau în totalitate acord, dar a susținut și cu toții cred că am fost mândri că avem un președinte care are o asemenea prestanță internațională. Zilele acestea se desfășoară și vizita la Paris, la întâlnirea cu președintele Macron. Toate acestea trebuie să ducă mai departe România, dar și din plan intern. Ne dorim o politică internă pe măsura politicii externe. Ați văzut și evaluările naționale, președintele Iohannis a trecut în încredere de 60%, ceea ce înseamnă foarte mult, atât pentru domnia sa ca președinte, cât și pentru națiunea română. Dacă ar trebui să PNL să guverneze, vă putem spune fără echivoc. PNL este în orice moment gata să guverneze. Dar trebuie să facem o analiză corectă și să nu jucăm pe marginea unei minorități instabile sau a neconturării unei majorități clare. Partidul Național Liberal merge în continuare pe un drum ascendent, ați văzut și sondajele îl arată în creștere, ne propunem să ne consolidăm, să ne rezolvăm problemele de credibilitate la un nivel superior, să rezolvăm orice probleme interne din filiale. Președintele Ludovic Orban și-a manifestat intenția de a fi prezent în țară, nu de a conduce din biroul din București. Astăzi va fi prezent la diferite evenimente la Iași, la Neamț, mâine la Suceava, săptămâna viitoare la Alba Iulia și la Sibiu. Este un președinte care dorește să aibă întâlniri cu membrii, cu baza partidului, și am aplaudat și susținem acest demers. Sunt onorat că fac parte din echipa națională a președintelui Ludovic Orban.
Am încredere că Partidul Național Liberal este pe un drum bun și dorim configurarea ca acelui mai puternic și credibil partid de centru-dreapta din România, un partid cu manifestare corectă, dreptă și o poziționare onestă și demnă la nivel internațional, și credem că acest lucru va aduce un plus și pentru România, având în orice moment o alternativă la guvernare. Acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le transmit. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Domnul Ludovica Orban vine astăzi la Neamț cu ocazia zilelor municipiului Piatra Neamț. Vine într-o vizită deschisă, în comunitate, pentru a se întâlni cu nemțenii, neavând nicio conotație specific politică. Toate aceste lucruri vor fi analizate. Noi mergem pe principiu să măsurăm de 3 ori și să croim o singură dată. Lucrurile trebuie analizate, nu vrem să facem o vendetă politică, fiecare membru a Partidului Național Liberal este important și deciziile vor fi luate în cunoștință de cauză, astfel încât organizația să rămână puternică, solidă și cu șanse mari pentru a câștiga alegerile din 2019. Prin urmare, nu va avea loc nicio discuție în acest sens. Într-adevăr, din păcate, au fost 2 echipe în Partidul Național Liberal Neamț, ceea ce arată și democrația existentă în partid. Acest lucru nu aduce ca urmare a câștigării uneia dintre echipe, că nu puteau câștiga amândouă, sancțiuni sau decapitări. Dar vor fi analize făcute pe rezultate în perioada următoare, fără a pleca la drum cu ideea sancționării drastice a vreunui membru de partid, ci doar o analiză și a vedea unde s-a greșit, ce trebuie să facem să nu mai greșim. Și noi greșim, nimeni nu este perfect, suntem oameni. Important e să putem să dăm soliditate Partidului Național Liberal. În politică, expectativa are un rol important pentru a putea face o analiză și apoi a putea lua decizii. Pentru că știți principiul meu, cea mai proastă decizie este atunci când nu iei nicio decizie. Chiar dacă decizia nu e perfectă, ea poate fi ameliorată pe parcurs, astfel încât să mergi într-un sens bun. Toate lucrurile sunt în analiza noastră. Pentru ele avem diferite propuneri și soluții, dar toate la timpul oportun. Deocamdată așteptăm ca țara să intre într-o guvernare care să poată să oprească declinul economic care deja se întrevede. Vreți să vă spun un președinte în sensul general sau de pe poziția în care sunt eu? De pe poziția mea. De exemplu, eu mi-am propus în perioada imediat următoare, asta însemnând o gândire și o discuții care vor avea loc în această vară, ținând cont că va veni și vacanța parlamentară și concediile, o structură de acțiuni pentru perioada următoare. De exemplu, mi-am propus și am discutat cu colegi de-ai mei, primari, crearea unei echipe similare celei profesionale,
cu reflexii în plan politic. Mai exact, așa cum există Asociația Municipiilor din România și ulterior, subsecvent, s-au creat regiuni, adică filiale ale Asociației Municipiilor din România, îmi propun să creez echipa AMR-PNL, adică Asociația Municipiilor din România a primarilor PNL. La fel, AOR-ul PNL, adică Asociația Orașelor din România cu primar PNL și ACOR PNL, Asociația Primarilor de Comune din România PNL. Astfel încât să avem niște platforme de discuții și să putem veni cu niște propuneri consistente, bivalent, atât în plan administrativ, cât și în plan politic. Îmi doresc să creez focus grupuri și platforme de discuții pe ceea ce înseamnă problemele administrative la nivelul comunelor. În plan general, sunt câteva puncte care interesează orice primar, orice oate. Dar specificitățile sunt totuși diferite. Cu o problematică se lovesc de o problematică, se lovesc comunele de alta, orașele de alta, municipiile și marile orașe ale României. Așa încât trebuie să creăm trivalent platforme de discuții și propuneri care să se concretizeze ulterior și în măsuri sau în propuneri legislative, astfel încât să aducă un plus, în primul rând pentru aleșii locali. În același timp, crearea unor premise pentru ca primarii PNL să devină performanți în ceea ce înseamnă atragerea fondurilor europene și nu în ultimul rând crearea premiselor unei regionalizări bazată pe principii corecte, geostrategice și nu politice. Pentru că, într-adevăr, România are nevoie să se plieze pe statusul european. Polonia deja a făcut a doua regionalizare și se gândește la a treia. Polonia, o țară cam de două ori mai mare decât România și performantă în atragerea fondurilor europene, a avut după prima regionalizare 12 regiuni, apoi 10. Eu cred că și România trebuie să se structureze, dar nu empiric, nu pe manifestarea unor simpatii politice, ci foarte pragmatic, astfel încât obiectivele de atragere a fondurilor europene, de dezvoltare regională, să devină niște lucruri aplicabile și nu niște deziderate. Îmi propun creionarea unor ghiduri. Ghidul consilierului local, ghidul consilierului județean. Știm cu toții, se fac fin alegerile, se aleg consilierii, cei mai vechi mai știu, cei noi umblă la început, exact ca la mișcarea browniană, învață din mers, nimeni nu se ocupă de o profesionalizare a acestei activități. De asemenea, un ghid pentru primari și președinții de consilii județeni. Aleșii au prea puțin sprijin, prea puțin ajutor în ceea ce înseamnă declanșarea acțiunilor următoare în plan administrativ. De asemenea, un cod a incompatibilităților și a conflictelor de interese, de asemenea, trebuie să existe, iar Liga Aleșilor Locali trebuie să devină nu numai un forum de dezbateri, ci și un forum care să emită propuneri, idei, care să se regăsească în materiale structurate. Așa cum am spus, în ghiduri, în proiecte legislative care să aducă un plus către administrația locală. Siguranța cetățeanului e un lucru foarte important, iar Roma nu a fost evidențiată la nivel național prin măsurile luate în acest plan. Deci noi credem că putem aduce un suflu nou, o vigoare și sunt dispus chiar dacă un prieten de-a meu îmi spunea zilele trecute că ai plecat de la primărie unde era acest tumult, această activitate susținută și dinamică care te-a răpit mult de lângă familie, de lângă prieteni și ai mers în Parlament, dar nici acolo nu ai avut liniște să stare să fii un deputat liniștit în Parlament. Iată că joci la nivel național și nici acolo nu mai ai acum liniște. Mi-am asumat cu tot dragul acest lucru și pot să vă spun că îmi doresc ca toată experiența mea, tot ce am acumulat, să le pun în slujba activității de vicepreședinte și să aduc un suflu nou în partid, în rândurile administrației publice locale și centrale. Nu, nu știu ce privință la Roman.
Nu, nu. Sunt zilele municipiului Piatra Neamț. Dar eu sunt în conversație prin SPS cu redacția, îmi spune că din Piatra au fost trimiși delegația lădâmpile la Roma. Probabil venind de la Iași, îl vor prelua către Piatra Neamț. Nu, 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 nu. Este contra cronometru, sunt mai multe acțiuni și nu reușește să se încadreze pe program. Dar fără îndoială, domnul Ludovic Orban, într-un moment important și voi gândi un eveniment, va fi prezent la Roman. De ce nu poate un eveniment regional în care, așa cum spuneam odată când eram primar, îmi doresc ca Romanul să devină un punct important pe hartă și să joace ca centru regional, nu abdic de la această idee și probabil voi organiza pe nivelul meu de competență o întâlnire regională la Roman. Dar vreți să-ți sigur, da. Analiza pe care ați făcut-o, ce fonduri au fost dirijate de doamna vicepremier? Eu am intrat în posesia unui document pe care recunosc că mi l-a dat un funcționar din Ministerul Dezvoltării. Un document care nu trebuia văzut și nu trebuia popularizat. Ieri, într-o conferință de presă, imediat după președintele Ludovic Orban, a fost prezent vicepreședintele Laurențiu Leoreanu. Dacă ați văzut-o sau dacă ați auzit despre ea, întreaga presă a preluat mesajele mele. Este un document care mi-a parvenit dintr-o frustrare, dintr-o supărare a funcționarilor de acolo, care n-au nicio tangență cu Partidul Național Liberal, nici cu Partidul Social Democrat. Dar au spus că nu mai pot să suporte astfel de nedreptăți. Doamna ministru și-a dat demisia marți pe 14. Miercuri pe 15, începând cu ora între 17 și 18, adică după ora 17 când demisia a ajuns la guvern, au început să recurgă referatele de aprobare a ordinului de ministru către județe. S-au dus bani către principalele județe conduse de PSD și către localități conduse de PSD. Mai mult decât atât, am văzut cu stupoare că Planul Național de Dezvoltare Locală, care în general vine să sprijine localitățile medii și mici, care au probleme majore și care prin efort propriu, prin buget local, nu și le pot rezolva, am văzut sume duse direct către București. Bucureștiul, care are un buget de peste 1,1 miliarde și care nu și-a pus în practică principalele obiective și proiecte, vine cu mâna întinsă la PNDL. Avem aici și justificarea acelor ieșiri foarte energice a doamnei primar general a Capitalei vis-a-vis de guvernul Grindeanu. Și avem și explicația prin alocarea unor fonduri către județe, județe care erau știute că nu asigurau o stabilitate în acordarea votului pe moțiune. Vorbim de Caraș, vorbim de Timiș. Deci, iată, putem avea o întrebare retorică. Să însemne aceasta o plată pentru votul moțiunii? Aici nu avem sumele, avem doar ordinul de ministru și județele către care s-a dus. Către județe, deci către județe, nu către OAT-uri. Este și Neamțul nominalizat. Păi e președinte PSD. Da, un președinte care a jucat dublu. A jucat dublu până la un punct, pentru că am văzut și de pe posturile naționale prietenia domniei sale cu premierul Grindeanu. Și am văzut că a fost ilustrată și la București, la o întâlnire din București și la o întâlnire din Moldova, într-o companie, dacă vreți, nefericită, atunci când presa a criticat existența la masă a unor interlopi. Și această prietenie a ținut atât cât a ținut interesul personal. Pentru că ulterior lucrurile au fost tranșate în partea cealaltă și simpatia s-a mutat înapoi către domnul președinte al PSD Dragnea. Este adevărat că proiectele europene
în momentul de față înregistrează un minim. Gândiți-vă că erau criticați miniștrii prin 2010 că atrăseseră doar 40 ceva la sută. Vă aduceți aminte? Adică după 3 ani din exercițiul 2007-2013 erau 42 parcă sau 43% atrași. Acum suntem după tot 3 ani, dacă nu aproape 4, 2014, 2015, 2016, 2017 la jumătate, da? Zero. Îmi punea o întrebare. Sunt în stare unitățile administrativ-teritoriale, în colaborare cu administrația publică centrală, ca în următorii 3 ani rămași din exercițiu bugetar, pe fonduri europene, să atragă sumele de bani rămase, adică cele alocate? Nu știu dacă avem capacitatea instituțională administrativă de a face acest lucru. Am pierdut ani buni. Și gândiți-vă că chiar în momentul de față avem autorități de management care trebuie să supervizeze și să desfășoare o activitate vis-a-vis de organismele intermediare pentru gestionarea acestor fonduri. În momentul de față, aceste autorități sunt nefuncționale, nu sunt acreditate la nivel european. Să spunem că rezolvăm aceste lucruri cât de repede, până la lansarea proiectelor, depunerea lor, evaluarea anul acesta trece. Urmează licitațiile, cum avem cu achizițiile în România niște probleme de disfuncționalitate majoră, care ne spun foarte clar că s-ar putea să ne prindă anul, jumătatea anului următor, până când să intre efectiv primii bani. Într-adevăr, e o problemă dificilă pentru întreaga țară, e o problemă dificilă și pentru noi. Primarul Lucian Micu are tot sprijinul meu și pe ceea ce înseamnă fonduri europene și pe ceea ce înseamnă fonduri guvernamentale. De altfel, sperăm că în perioada următoare să avem și primele semnale bune. Nu vă pot vorbi despre ele pentru că știți, nu neapărat superstiția, dar mecanismul meu nu anunț nimic ce nu este sigur. Dar vă spun că avem în lucru proiecte cu șanse mari de a fi rezolvate pentru municipiul Roman. Nivelul 2 și 3 din minister este acolo și lucrează și sper să fie bine. Noi sperăm cât de repede să avem un guvern. Sperăm cât de repede să fie instalat guvernul. De altfel, dacă ați văzut luni, președintele a și dat programul desfășurătorului de întâlniri cu reprezentanții partidelor politice pentru negocieri și probabil cât de repede va avea fi și un prim-ministru desemnat. Da. Această instabilitate politică, v-am spus, că are reflexii în plan economic, administrativ și le putem constata cu toții. Au noroc că președintele Iohannis e un om înțelept, un om care a pus interesul național pe primul loc și care va încerca să rezolve în ceea ce privește nivelul domniei sale de competență cât de repede această criză. Aș anunța că și-o dorește. O criză generată de... A fost un film celebru pe vremuri, dacă îl țineți minte, Kramer contra Kramer. Acum am avut filmul PSD contra PSD. Domnule, mai avem o întrebare. Deci aici am creat un demers. Dacă vă aduceți aminte, în care am jucat un rol de prim plan în susținerea demarării documentațiilor pentru autostrada Iași-Târgu Mureș și vă pot spune că în urma acelui demers, acolo unde am găsit susținere și din partea unor colegi din PSD, este intrat în acest master plan și în acest an deja se va trece de la nivel de prefezabilitate la studiu de fezabilitate și poate și licitația pentru proiectul tehnic, ceea ce e un pas important. Mi-aș dori ca în următorii 2-3 ani
să putem vorbi despre deschiderea licitației pentru această autostradă. Sunt lucruri configurate și care sunt în fapt. Este vorba de deschiderea celei de-a doua unități de producție, a doua fabrici de la TRV, care probabil în luna august va fi gata, mai repede decât m-am așteptat, și care va însemna în următorul an cel puțin încă 400-500 de locuri de muncă, iar în următorii 2 ani să se ajungă undeva la 750. Ceea ce face din această unitate de producție, despre care am mândria că am adus-o în Roman, cel mai puternic angajator din Roman. De asemenea, vă pot spune că această fabrică, începând din acest an, din acest moment, a intrat pe profit și deja plătește impozit pe profit. Ceea ce e un lucru foarte important. Fiind considerat, atenție, cea mai puternică fabrică de airbag-uri a TRV-ului din lume, în momentul de față. Iar dincolo de primul succes că i-am adus la Roman, am avut și al doilea succes când i-am determinat, pentru că am avut un mic fior pe șina aspirării, să nu se întâmple cumva cum s-a întâmplat cu Nokia la Cluj. Ei, acest lucru a fost eliminat prin faptul că discuțiile mele i-au convins și au cumpărat terenurile și clădirea de la Roman fiind proprietari. Deci acolo fiind americanii proprietari, ceea ce e un lucru foarte important. Pentru că nu duc terenul și clădirile nici în America, ci rămân aici și ele lucrează români. De asemenea, este o altă unitate, un depozit logistic, care se va construi la ieșirea din Roman pe dreapta, lui Lidl, și încă unul care se va construi în proximitatea centurii Roman Vest, a încă unui mare retailer. Ceea ce înseamnă pentru fiecare dintre ei circa 400-500 de locuri de muncă, plecând de la îngrijitor, om de întreținere, statisticieni, operatori, manipulanți, economiști. Deci, în total, ar trebui ca în următorii 2 ani să vorbim la Roman de spre încă 1500-2000 de locuri de muncă. Ceea ce înseamnă că Romanul devine un pol important aici în centrul Moldovei, un centru important economic, iar principala problemă pe care o avem în momentul de față este forța de muncă. Mereu se vorbește despre locuri de muncă, dar să știți că în acest moment, dacă vorbim despre 1500 de locuri de muncă, Romanul nu le poate acoperi. Sigur că împreună cu comunitatea Roman Metropolitan se va încerca să se asigure acest lucru. Mai mult decât atât, sperăm ca mulți din cei plecați în străinătate să se întoarcă acasă. Deja există exemple de acest gen. Eu cunosc cel puțin 3 familii care s-au întors din străinătate și care lucrează la TRV în acest moment. Ceea ce pentru mine înseamnă un mare plus. Dar nu i-a făcut de determinat în același timp să plătească mai bine? Aici este un lucru despre care nici nu putem discuta, pentru că este vorba de politica macroeconomică a trustului. Este un trust european, mondial, cu 60 de fabrici în întreaga lume, care își creionează politica și în care nu poți discuta și nici măcar nu ești acceptat la astfel de discuții. Trebuie să înțelegem că investițiile trebuie rambursate într-un timp preconizat prin masterplanul lor, iar politica internă și-o fac ei, nu sunt lucruri de negociat. Dar ținând cont că salariul minim pe economie deja a crescut, ținând cont că în fiecare an se fac evaluări, iar cei buni deja au salarii bune, și când spun bune, mă refer undeva în media de 7-800 de euro, consider că lucrurile deja s-au mișcat într-un sens. Într-o economie românească care nu oferă prea mult mediului de afaceri, într-un mediu economic destul de bulversat. Adică, e foarte important să ne întrebăm ce fac investitorii pentru noi, pentru România și pentru români. Dar trebuie să ne punem întrebarea și ce face statul pentru mediul economic și pentru investitori. Adică, parafrazându-l pe Eisenhower, care spunea înainte de a te întreba
ce a făcut America pentru tine, întreabă-te ce ai făcut tu pentru America. Aici cred că trebuie discutat și lucrurile sunt undeva la mijloc. Să știți că acești puternici investitori, operatori economici mondiali, își joacă foarte atent planul economic. Nu fac rabat, iar ei sunt, reprezintă unități care trebuie să producă și să înregistreze profit. Ei nu sunt societăți de binefacere și ONG-uri de sprijin. E un actor economic important și odată cu intrarea pe plus și pe profit, eu știu că lucrurile se vor schimba. De altfel vă spun că deja, față de pornire, salariile au crescut semnificativ. Dar este o chestie în care eu ca parlamentar, primarul municipiului Roman, nici măcar nu poate intra în astfel de discuții, pentru că ar însemna o lipsă de politețe și o atitudine neprofesionistă vis-a-vis de lideri mondiali economici. Vă mulțumesc și eu și vă urez o zi bună!